Marcel Ciolacu s-a separat de soția lui. Premierul României a cedat totul femei, alături de care a făcut un celebru chioșc în orașul Buzău. Cariera de politician are părțile sale bune, dar și cele rele. Se pare că actualul premier a simțit-o pe propria piele și spunem asta în contextul recentelor informații care anunță că Marcel Ciolacu s-a separat de soția lui. Aceleași informații mai relevă că premierul României a cedat totul femei, alături de care a făcut un celebru chioșc în orașul Buzău. Ajuns astăzi la 56 de ani și ocupând cea mai importantă funcție în stat, Marcel Ciolacu se pare că a pornit din proverbiarul de jos în politica mioritică. Actualul premier intră în politică în 92, direct în rândurile PSD, pe atunci doar la nivel local, ocupând funcția de vicepreședinte al organizației de tineret a PSD din Buzău. Dar lucrurile aveau să se schimbe pentru tânărul politician în 2012, când este ales deputat PSD la alegerile locale, iar în 2013 Victor Ponta îl numea consilier onorific pe probleme de regionalizare și administrație publică. Ulterior, în același mandat de deputat, avea să fie numit în 2014 secretar al Camerei Deputaților. Conform datelor publice, Marcel Ciolacu a fost căsătorit până de curând cu Roxana Ciolacu, iar în urma mariajului cei doi au un băiat, Filip. Deși soție de politician, Roxana a fost o prezență discretă în spațiul public, fără a avea vreo legătură cu politica, fiind implicată într-o afacere de familie. Dar marea surpriză a venit recent, după ce apăreau informații despre faptul că Marcel Ciolacu s-a separat de soția lui, iar în Monitorul Oficial erau publicate date despre renunțarea premierului la toate acțiunile deținute de acesta în afacerea de familie, și anume SC Lucia Com 94, firmă care se ocupă cu fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, potrivit Ministerului de Finanțe. Cât despre faptul că Marcel Ciolacu s-a separat de soția lui, politicianul nu a dat nicio declarație oficială pe această temă, deși datele dovedesc exact asta, conform celor de la defapt.ro.